Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi e un tânăr antreprenor, Bogdan Iordache este numele lui. Mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Bogdan Iordache, un tânăr care a făcut Politehnica, da? Un geek programator. Da, un geek programator, așa este. Care acum este un antreprenor, dar și un antreprenor social, fiindcă aveți inițiative și în această zonă de educație și așa mai departe. Ce vârstă aveți, în primul rând? Wow, deci, în primul rând, nu mai sunt nici pe departe atât de tânăr. Așa. Am 41 de ani. Mă ajută tenul, cred. Un geek la origine, cu adevărat, programator, absolvent de poli, chiar cu specialitate care acum e foarte la modă, cu specializat pe inteligență artificială. Și, într-adevăr, lucrurile pe care le fac au și o componentă socială. Cred că silver lining-ul lor este că am făcut o grămadă de lucruri care au legătură cu industria de startups. Startup-ul este în România, ați numit-o o industrie deja. Uh-huh. În România acum e o veritabilă industrie, e tot lanțul trofic aici, sunt și startup-uri care apar, sunt și fonduri de investiții. Să ne descrieți puțin peisajul. Sigur, este o industrie în formare, cu siguranță la un alt nivel decât era acum, nu știu, 10 ani de zile, de exemplu, când 11 ani, 12 ani, când am început conferința How to Web. Pe vremea aceea eram și eu antreprenor. Dezvoltam o firmă care se numea Connectu, un serviciu de email marketing și, să zicem, deal-ul pe care puteai să-l faci pentru a-ți finanța o companie era ceva de genul 10-20 de mii de euro pentru 50% din firmă. Acum, valoarea medie a unui cec pe care un startup îl ridică, dacă îl ridică, bineînțeles, dar în momentul în care ridică, este undeva la 360.000 de euro pentru probabil un 15% din companie. Vă dau punctele astea două de reper ca să înțelegeți cam cât de mult s-a schimbat industria de tehnologie și, mă rog, zona asta de startups din industria de tehnologie la noi. Cine erau cei care acum 10 ani veneau cu investiția? Cine sunt acum? Acum 10 ani erau, să spunem, oameni de afaceri care priveau tehnologia ca pe o chestie, cum să spun, emergentă, interesantă, plină de riscuri pe care nu o cunoșteau. Nu existau neapărat modele de reușită în industria asta așa la scară mare. Și atunci treaba asta cu investițiile în startups era mai degrabă o joacă, un hobby cu riscuri foarte mari și bineînțeles nici nu era o piață cu adevărat competitivă, piața de investiții. Acum, 10 ani mai târziu, avem fonduri de investiții specializate pe diferitele etape de dezvoltare ale unei companii de tehnologie. Avem fonduri, scuze-mă, grupuri de angel investors specializate, mai ales pe zona asta de early stage, care sunt într-o creștere, într-o expansiune extraordinară și sunt au devenit niște chestii foarte profesionale, foarte bine organizate. Și avem de curând și platforme de equity crowd financing prin care practic oricine poate să cumpere într-o rundă mai mare bucăți dintr-un startup. Bani sunt? Bani sunt. Și vor fi și mai mulți. Industria de tehnologie în momentul ăsta la scară globală este probabil cea mai fierbinte industrie. Ne uităm pe bursa americană unde sunt niște multipli incredibili ai tuturor companiilor de tehnologie. În anul ăsta de pandemie au fost o lungă listă de IPO-uri de succes, inclusiv Airbnb, despre care nu mai spune că ar fi vreun mare câștigător al pandemiei, ajunsese la o evaluare de 100 de miliarde proaspăt listat pe bursă. Bani sunt și vor fi și mai mulți, pentru că
cu siguranță tehnologia este una dintre pietrele de temelie ale decadei următoare. Ați făcut un studiu al pieței din România, al fondurilor de investiții sau al investitorilor, dar și al startup-urilor finanțate. Da. Cum arată așa, în linii mari, o să vă rog să ne descrieți? Sigur, am, sincer, apărut într-o curiozitate. Am vrut să văd aproximativ cam care a fost dezvoltarea pieței de investiții în 2020. Și după ce am făcut analiza pe 2020, nu prea aveam cu ce să o comparăm și am făcut-o și pentru 2019. Dacă tot am început asta, am făcut-o și pe 2018 și 2017. Și ne-a arătat niște trenduri foarte interesante. Piața de, de investiții în România crește semnificativ. Anul trecut a crescut de la 40 la 60 de investiții, rotunjesc pentru simplitate. Există un apetit tot mai mare din partea capitalului românesc de a investi în startup-uri locale, fără să avem o inflație a cecului, adică fără să vedem o creștere din asta bruscă a cecului mediu care se investește într-o companie aflată la drum, comparativ cu anii anteriori. Și am văzut de asemenea un număr foarte mare de companii noi care au fost investite pentru prima oară în 2020. Cred că cu o creștere de peste 100% față de anul anterior. Deci este o piață foarte dinamică, este o piață care sunt sigur că va crește semnificativ și anul acesta, mai ales pentru că în 2020 mare parte din rundele care s-au întâmplat au fost runde mai degrabă de, noi spunem, seed rounds, deci primele runde de investiții într-o companie. Și sigur că o parte din companiile astea vor avea succes, vor ridica runde următoare care sunt mai mari ca volum și atunci volumul total de investiții cu siguranță va crește. Da, publicul larg poate vă știe, poate nu vă știe. Însă, cu siguranță, oamenii din industrie știu cine sunteți, pentru că majoritatea celor care au făcut ceva în industria asta au trecut la dumneavoastră. Acum un număr de ani, o grămadă de ani, în urmă ați avut o idee să faceți o conferință despre tehnologie, despre inovație. Spuneați la un moment dat, singura conferință de genul ăsta între Paris și Moscova. Sute, mii de oameni au trecut pe la conferința How to Web. Cum v-a venit ideea asta? Vă mai amintiți momentul în care ați lansat această idee și nu a fost prima idee de afacerea dumneavoastră? Da, mi-aduc aminte. Eu dezvoltam Connect-ul, deci background-ul meu este unul de inginer, nu înțelegeam deloc ce e cu partea asta de business, adică ok, știam să fac un produs de tehnologie, dar nu prea înțelegeam cum să-l vând, cum să-l comercializez. Și am început să merg la diferitele evenimente din România, care la momentul ăla erau foarte la început și erau, cum să spun, niște afaceri așa mai ca între prieteni. Și era destul de greu să iei ceva din întâlnirea alea, pentru că, sincer, mulți dintre cei care prezentau, de obicei citiseră niște articole pe net și povesteau și ei despre ce citiseră pe net, adică, pentru că nimeni nu făcuse cu adevărat business de tehnologie în România în, nu știu, 2008, era Radu Georgescu și cu Florin Talpe și erau singurele repere din industria asta. Defender. Exact, da, da. Și întâmplător am găsit, căutând pe internet, o conferință care se numea LUWeb. LUWeb, care a fost prima mare conferință europeană despre tehnologie, după cum îi spune numele, se întâmpla la Paris. Costa enorm pentru bugetul meu în acea perioadă, dar am zis că merită să merg să văd ce se întâmplă acolo. Și impactul a fost extraordinar, adică a fost o chestie, nu știu cum să vă zic, era o diferență între noi aici stăteam de vorbă și ne prezentam noi între noi idei care făceau milioane și acolo erau pe scenă oameni care făcuseră deja business-uri de miliarde, adică era, aia era. Așa era în preistoria industriei în România, în 2000.
În 2008, da. Și diferența a fost enormă și am zis, băi, incredibil, deci noi dacă am avea un sâmbure din ce aici, am putea să generăm, nu știu, foarte multă valoare pentru oameni care erau ca noi, antreprenori. Pentru că na, nu puteai să, nu putea toată lumea să cheltuie 1000 de euro ca să meargă la LeoWeb. Și așa am început cu How to Web. LeoWeb era, cum să spun, chiar l-am invitat pe Loic, care era organizatorul LeoWeb la prima ediție a conferinței. Din păcate ne-a refuzat pe ultima 100 de metri și a anulat vizita. Dar cu siguranță How to Web a fost una dintre multele conferințe europene inspirate de LeoWeb. Așa am început. Bun. Spuneți-mi, cum aduci un invitat de top la conferința asta? Este multă muncă în spatele aducerii de pildă a lui Phil Libin, CEO Evernote. Cum ați făcut? Sunt tot felul de povești. Deci, cu Phil în particular, Phil la momentul în care a venit la How to Web era o personalitate mondială a lumii tehnologiei. Fusese keynoter în același an la The Next Web. Cum am făcut este că întâmplător am aflat că Evernote cumpărase un startup românesc care nu mai țin minte acum numele lui, era un one-man show. Era un developer foarte talentat, Gabriel Coarnă, care făcuse o extensie de browser și cei de la Evernote și-au dat seama că aia ar putea să fie integrată în Evernote. Și am făcut pentru chestia asta, am vorbit cu Gabi, care a fost super helpful, da, sigur, hai să vedem cum putem aduce pe Phil având și acest, nu spun, track record, că uite, se poate face business în România, tocmai am cumpărat pe ăștia, poate mai găsim oameni talentați. Și am făcut o întreagă regie, nu știu, am organizat o chestie în asta în care într-o zi a primit 10 intro-uri de la diversi oameni către mine, care toți îl invitau la How to Web. Asta în paralel, am cumpărat niște tricouri cu invites to How to Web, pe care Gabi le-a dat în biroul din San Francisco colegilor lor să le poarte în același moment. Adică a fost o întreagă chestie din asta să-l impresionăm pe om. Și apoi ne-am întâlnit, nu mai știu, pe undeva prin Europa, a fost la o conferință și am stat un pic de vorbă și a zis, da, sigur, accept, cu mare plăcere. Pe asta e una dintre multele de povești. De marcă, cer bani ca să vină în România? Depinde. Dacă tu conduci un startup de miliarde, eu n-am ce să ți ofer în termeni financiari. Adică oamenii vin aici ca să facă business, ca să vândă ceea ce au sau să facă parteneriate cu companii locale sau să angajeze oameni talentați sau să se conecteze cu startup-uri de aici pe care le pot achiziționa mai târziu. Deci motivele lor sunt de business. Dacă chem pe cineva care este, nu știu, un autor de carte sau o celebritate din asta, care are un tarif de conferință. Acolo are tarif de conferință și îl plătești. Dar ați observat în ultimii ani un interes al mogulilor tech de a veni în România pentru a explora piața? Da. Da. Păi normal, în momentul ăsta conferințele, în primul rând, au o dimensiune, să spunem, locală, care e importantă. Adică dacă e o conferință din București, lumea te conectează mental cu ce alte companii sunt în București. Și în momentul ăsta în București avem un UiPath, avem Bitdefender, care e o companie care a crescut extra în ultimul timp, avem EMAG, iar o companie foarte mare cu o amprentă regională de care știe lumea la nivel european. Adică Bucureștiul pe harta tehnologiei e un punct foarte interesant în momentul ăsta. Este un emerging center care sună foarte, foarte, foarte interesant pentru cei din vest și pentru că noi avem o cultură foarte orientată către Europa de vest. Vorbim o limbă care are
similarități cu altele din Europa de Vest, e o poveste frumoasă așa care a început să se creeze aici. Studiez piața investițiilor o și estimez, după cum ne povesteați mai devreme, s-ar putea ca la noi să se uite acum niște tineri sau chiar atât de tineri care vor să iau o finanțare. Da. O provocare. Haideți să le faceți un mic ghid. Uh-huh. Cum ar trebui să se pregătească, cum ar trebui să arate business-ul lor și cum ar trebui să se pregătească ei, unde ar trebui să meargă și ce ar trebui să facă pentru a-și finanța afacerea. Și o să vă rog să facem lucrul ăsta după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, Bogdan Iordache. Antreprenorul Bogdan Iordache este invitatul zilei de astăzi. Înainte de pauza publicitară, vă lansam o provocare. Studiați piața investițiilor în startup-uri, o cunoașteți și v-am provocat să le facem celor care se uită acasă un mic ghid. Ce ar trebui să facă, la ce uși să bată, cum ar trebui să se pregătească dacă vor să intre în această lume în care te duci și încerci să-ți finanțezi business-ul? Depinde cât de dezvoltat este business-ul tău, dar pot începe prin a presupune că discutăm de cei care iau o primă investiție. Pentru că asta simplifică din multitudinea de să zicem, necunoscute. Seed, pre-seed, da? Pre-seed și seed, exact, da. Să sperăm că o să devină niște termeni mainstream, să știe toată lumea ce înseamnă investiții, pre-seed și seed. În primul rând, când ești la început cu un business, există, cum să spun, cei care au un CV consistent, profesional, chiar antreprenorial, au cu siguranță un avantaj foarte mare. Și pentru a depăși acest avantaj pe care l-au sau pentru a deveni tu un posibil investment target cu mai puțin risc, trebuie să faci tu niște pași. Cu cât ai reușit să avansezi singur, nu știu, să construiești un prototip, să faci un proiect pilot, să ai poate un prim client plătitor sau mai mulți, cu atât riscul pe care investitorul percepe devine mai mic. Cineva care are deja un CV nu trebuie să mai dovedească neapărat toate lucrurile astea, pentru că se presupune că știe exact să execute această primă etapă. Dar dacă nu, ar fi bine să aibă o dovadă exact a ceea ce vrea să dezvolte. Exact. Și asta o poți face, nu știu, dacă ești angajat, o poți face lucrând seara, lucrând în weekenduri, și este un pilot oarecare, cred că, nu știu, muncă de un an, să zicem, maxim. Proof of concept. Un proof of concept, da. Odată ce ai făcut chestia asta și propunerea ta are și o chestie substanțială pe care o poți arăta, trebuie să pregătești un deck. Modele de investment deck sau de pitch deck sunt o multitudine pe internet și dacă e să recomand unul care mie îmi place foarte mult, este cel de la Sequoia. Poți să cauți pe Google Sequoia pitch deck și găsești template-ul și îți dai seama despre ce este vorba în el. Sunt și exemple de deck-uri folosite de alții. Și în deck-ul ăsta trebuie să explici de ce echipa pe care o ai este pregătită să rezolve problema pe care ai identificat-o și de ce problema aia este o problemă mare. De ce problema aia contează. Și mai ales, nu spun, un element important este să explici de ce ăsta e momentul în care poți să rezolvi acea problemă sau în care acea problemă poate să fie rezolvată. Este... Partea asta de numere e importantă, dar nu a sfătui pe nimeni să facă un business plan complet sau, nu știu, o chestie din asta, pentru că în tehnologie e mult mai importantă valoarea pe care tu o creezi cu produsul ăla și felul în care reușești să
îi crești valoarea sau să creezi valoare prin acel produs, da? Sunt foarte multe companii care au creat piețe noi prin produsele pe care le-au dezvoltat, nu s-au raportat neapărat la piețele existente și atunci focusul mare este să explici valoarea individuală pentru utilizator pe care o oferi și briefly o idee de, să spunem, go-to-market strategy. Cum reușești să transformi respectiva valoare în business. Deci, sună atât de complicat, dar poate fi. Problemă, soluție, echipă, go-to-market. Scalabilitatea e și ea. Scalabilitatea este legată de dimensiunea pieței pe care sper să o creezi. Deci, da, e implicit o parte din această ecuație și în tehnologie toată lumea se uită la business-uri care au scalabilitate și adresabilitate globală. Deci, ai acest pitch, template-uri le-ai indicat celor care se uită de unde pot descărca. Da. Ai și un model funcțional, un proof of concept, demonstrezi că ceea ce tu vrei să faci, iată, poți să faci. Uh-huh. Și acum cu cele două lucruri în brațe și echipa în spate, te duci să bați la ușă, pentru că ai nevoie de bani să crești din punctul A în punctul B. Da. Unde găsești ușa? Ușile sunt deschise, sunt o grămadă de investitori acum în zona asta de early stage. Cu riscul de a nu face o listă completă a lor, a spune că avem două fonduri de seed, Early Game și Gapminder, avem grupuri de angel investors precum Tech Angels, Transylvania Angel Network, The Best Never Rest din Iași, un nume foarte mișto, și Grouceanu din Timișoara. Avem o serie de fonduri de angel care au apărut în ultima vreme, Spark Capital, Simple Capital, Roca X, Clever Bridge, și toată lumea este deschisă să asculte pitch-uri noi, adică cu măsura în care ești interesat să accesezi bani, poți merge la oricare dintre ei și sunt sigur că cel puțin cu un pitch vei avea parte să-ți prezinți ceea ce faci. Ce te vor întreba cei pe care îi vizitezi? Nu știu ce ar întreba ei, dar știu ce aș întreba eu. Ce ai întrebat tu? Un lucru pe care îl vezi de foarte multe ori la antreprenorii care caută finanțare este un disconnect între lucrurile care sunt importante pentru ei și expertiza lor și oportunitate. Dacă vrei să construiești un business pe termen mai lung, trebuie să ai un anumit grad de empatie cu utilizatorul sau cu clientul tău. Trebuie să fi avut momente în viață în care te-ai pus în pielea lui. Nu neapărat trebuie să construiești o soluție pentru tine, dar trebuie să ai această conexiune ca să poți să, într-un startup iei mii de decizii. Nu pot fi toate informate. Nu poți să faci user research pentru fiecare dintre ele. Trebuie să ai un anumit nivel de intuiție care e dat de faptul că ai fost conectat, ai fost expus la mediul în care încerci să creezi respectiva soluție. Deci acest founder market fit este foarte, foarte important. Al doilea lucru, cred că toată lumea se uită la, nu știu, dimensiunea, la evaluarea companiei, deși nu cred că valorile din România în momentul ăsta sunt sărite de pe fix, dar din când în când mai vine cineva care vede o companie pe care de-abia au lansat-o și, nu știu, cere evaluări din astea de zeci de milioane, care nu sunt uzuale. Evaluările pentru early stage sunt undeva între 1 milion și 5 milioane în funcție de
cât de bună este echipa, cât de mult a înaintat cu soluția, cât de mare este piața. Și multe altele. Bun. Ai luat investiția și pentru asta, pentru acea investiție, cedezi o parte din acțiuni. Acțiuni. Da. 15% spuneți că e media. Cred că este... Sau un procent rezonabil. Un procent rezonabil, 15-20. Sunt programe de accelerare, am uitat de Techcelerator, care iau, cred că, 5%. Sunt angels care iau spre 20. Deci, nu știu, mi-e greu să construiesc o medie, dar e, cu siguranță e bine să nu dai mai mult de 20%. Ce urmează după acest pas? Care e relația dintre investitor și business? Și cum se așează viitorul acelei companii? Relația dintre investitor și business este de multe ori o relație de make it or break it pentru o companie early stage, pentru că dacă știi să-ți și alegi investitorul potrivit, poate să-ți creeze foarte multă valoare, te poate ajuta foarte mult. Pentru că ești minoritar, ca investitor, nu ai foarte multe lucruri de spus, adică tu ești un sfătuitor. Până la urmă, antreprenorul este cel care ia deciziile și este viziunea lui și business-ul lui pe care îl construiește și ca investitor ești acolo să-l ajuți. Cred că e foarte important să setezi niște așteptări ok, să ai un milestone foarte clar pe care vrei să-l atingi cu banii pe care i-ai ridicat și milestone-ul ăla să aibă o continuare, adică din punctul ăla să știi că sunt alte fonduri de investiții interesate de tine sau că poate ești cash flow pozitiv, adică nu mai pierzi bani și poți să trăiești din banii pe care deja îi încasezi. Și foarte, foarte, foarte important să lași loc de eroare. Pentru că sunt foarte mulți antreprenori care fac planul perfect până la următorul milestone și planul perfect niciodată nu se întâmplă. Totdeauna drumul din punctul A în punctul B, mai ales începând din punctul A, nu e un drum drept. E un drum care merge în zigzag, pierzi mai mult timp, cheltui mai mulți bani. Trebuie totdeauna să lași loc de eroare la început. După care... ajungi într-un moment în care banii pe care ai luat din prima rundă de investiții se termină. Da. Vei avea nevoie de mai mulți. În ce cursă intri? Unde se oprește cursa asta sau către ce se îndreaptă? Și o să vă rog să ne explicați după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors. Bogdan Iordache, antreprenorul Bogdan Iordache, este invitatul zilei de astăzi. Înainte de pauză, ne explicați cum continuă drumul unui startup al antreprenorului după prima rundă de investiții. În companiile de high growth, companiile cu creștere rapidă, există de obicei o suită de runde de investiții. Rundele astea de investiții le ia compania nu pentru că rămâne fără bani, ci pentru că oportunitatea de a cheltui banii pe care încă nu îi are este mai mare decât de a crește din banii pe care îi face atunci. Adică poate să crească mult mai repede dacă aduce capital din exterior. Și asta este ceea ce e interesant și pentru investitori. Investitorii vin și pun bani în compania respectivă pentru că zic ok, o să iau o parte dintr-un câștig mai mare decât dacă stăteam cu banii ăștia la bancă. Într-un moment această oportunitate de creștere poate să dispară și atunci trebuie să te descurci cu ce ai reușit să faci, să construiești până în momentul ăla, ce fel de cash flow a reușit să aibă compania. Companiile de B2B și care fac software pe care îl vând către alte business-uri au o viață ceva mai ușoară, un risc un pic mai mic, din cauza că ajung să facă bani mult mai repede. Companiile de B2C, care unele au și modele indirecte de monetizare, precum, nu știu, Facebook sau Twitter, tot ce e social networks, acelea sunt într-o cursă contra cronometru care e mult mai sensibilă, pentru că trebuie să ajungă la o anumită dimensiune critică pentru a putea să înceapă să facă bani, să monetizeze.
și până la acel moment trăiesc exclusiv din banii investitorilor. Sunt companii în astea care au făcut, cred că Twitter, nu știu dacă avea monetizare când a făcut IPO. Deci a ajuns să fie public listed și avea niște venituri oricum foarte, foarte micuțe. Probabil unii dintre cei care se uită la această emisiune și văd antreprenori din tehnologie, se uită la dumneavoastră ca la niște personaje destul de exotice. Arătați diferit, vorbiți diferit, vă îmbrăcați diferit, aveți bani, dar nu arătați că îi aveți. Care este diferența dintre generația dumneavoastră de antreprenori și vechile generații de oameni de afaceri din România? V-ați gândit la lucrul ăsta? Da. Noi nu suntem oameni de afaceri, în primul rând. Nu sunteți oameni de afaceri? Nu suntem oameni de afaceri, cred că suntem niște creatori de lucruri noi. Dar nu faceți afaceri? Ba da, bineînțeles, totul se construiește pe urmă ca un business, dar cultural nu mă înțelegeți greșit, n-am nimic împotriva oamenilor care sunt oameni de afaceri și au construit business-uri foarte consistente, plătesc taxe, angajează oameni, e un lucru extraordinar. Dar cultural, zona asta de antreprenori în tehnologie este altceva. E altceva nu doar în România, e altceva și în Londra, e altceva și în New York. Care e diferența, de pildă, dintre dumneavoastră și un producător de pufuleți? Nu știu exact cum arată un producător de pufuleți, dar... Dar ești în produsul. Pot presupune că este o persoană care poate are alte preocupări, are alte... Nu știu, citește alte lucruri. Zona de tehnologie este o zonă foarte creativă. Valoarea pe care o creezi este dată de creativitate. Nu doar, dar este o componentă cheie. Adică dacă nu ai asta, nu ai nimic. În zona asta de producție și așa mai departe, cred că trebuie să fii niște oameni care sunt excepționali din punct de vedere operațional. Ceea ce e un pic diferit. A spus la un moment dat o chestie surprinzătoare. A zis, nu căuta să-ți urmezi pasiunea, ci mai degrabă diferența pe care poți să o faci în lume. Da. Păi toată lumea ne spune, urmează-ți pasiunea. Da, e o lecție... Când faci un business, urmează-ți pasiunea. E o lecție groaznică, după părerea mea. Adică asta cu urmează-ți pasiunea e un lucru foarte egoist. În primul rând, este despre a face ceva de care tu ești pasionat și care poate este inutil oricui altcuiva. E foarte greu să creezi valoare făcând ceva care nu este util, nu știu, unor clienți, unor utilizatori, societății în general. Și cred că este mult mai eficient să te uiți la lucrurile, locurile în care poți face tu diferența. Cu abilitățile tale, cu capacitatea pe care o ai și să pornești de acolo în a căuta ceva care te poate împlini, poate și, nu știu, emoțional. Dar treaba asta cu urmează-ți pasiunea, nu știu, câte pensiuni și restaurante am văzut deschise pentru că cuiva i s-a părut că e foarte drăguț să locuiască la munte și să facă... să aibă așa o viață idilică și de fapt e cu totul altceva față de ceea ce proiectezi tu respectiva întâmplare. Cred că dacă te uiți la locurile în care tu poți contribui, unde poți avea un impact, unde poți genera orice fel de valoare pentru cei din jur, semnificativă, folosindu-ți skill-urile, priceperea, experiența ta, ăsta e un drum mult mai bun în viață. Da, pare matur ceea ce spuneți dumneavoastră în momentul ăsta. Când erați tânăr, da, mai tânăr, da, ați urmat pasiunea și ați dat-o de gard? Ați eșuat cu succes în afaceri? Da, am eșuat cu succes în... La ce vârstă și cum? Aveam 24 de ani, am început... Am terminat facultatea, m-am întors în București, am făcut o specializare în Franța, m-am întors în București și nu am reușit să mă mai motivez să
iau un job. Adică efectiv nu mai era ceva care să mi se pară atractiv în niciun fel. Și am început o companie care făcea soluții de e-learning, care mi s-a părut o idee extraordinară și care a eșuat complet, adică într-un an și ceva de-abia am reușit să avem doi clienți cu niște proiecte mărunțele și am închis-o. Și apoi am făcut Connect-ul. Așa, asta a fost succesiunea. Bun. Pentru un antreprenor în România, care are o idee de startup, are și experiență, nu e greu să se ducă cu ideea pentru a-și o finanța undeva în altă țară, în Uniunea Europeană, în Statele Unite? Este relativ ușor, dar în același timp e un pic dificil. Când mergi să, nu știu, prezinți ceea ce faci în altă parte, cei mai buni investitori de obicei au un fel de inner circle din ăsta, în care ei țin contactul în permanență cu o serie de antreprenori care sunt undeva în călătoria lor antreprenorială, se pregătesc să înceapă ceva. Și e destul de greu să ai acces la ei. Nu este o chestie facilă. Și asta se întâmplă și în România, adică fiecare antreprenor are, fiecare investitor are un cerc de conexiuni de antreprenori care ține legătura așteptând ca ei să înceapă ceva, așteptând să demareze un proiect. Trebuie să treci peste această barieră. De-a lungul, nu știu, ultimei decade au fost destul de mulți care au încercat, au fost câțiva care au și reușit, însă, dacă e să ne uităm istoric, toate succesele locale și de la noi, și din Bulgaria, și din Polonia, de exemplu, au fost construite cu bani locali. Pentru că toată această, nu știu, această situație în care trebuie să te duci să piciuiești în alt oraș, să câștigi încrederea cuiva, după aia tu trebuie să-ți construiești compania aici sau rămâi acolo ca să fii aproape de investitor. Nu știu, creează destul de mult zigzag și antreprenorul nu se mai concentrează pe business, nu se mai concentrează pe produs, pe echipă, pe lucrurile pe care trebuie să le construiască. Concret. Ce datorați dumneavoastră UiPath-ului? Antreprenorii din România, companiile din România, dacă în urma succesului fulminant al acestei companii născute în România, sunt altfel privite în afară? Sunt. Cred că toată industria de tehnologie de la noi, mă rog, aproape toată, puneți mai puțin aceia care concurează UiPath pentru angajați, dar în general toată industria cred că datorează destul de mult UiPath, pentru că UiPath a pus Bucureștiul pe hartă într-un mod cum nu s-a mai întâmplat până acum. Adică noi încă nu am văzut nici 20-30% din efectele UiPath. UiPath, odată ce va fi listat pe bursă, probabil că va genera, nu știu, minim 100 de milionari în tehnologie, care vor reîncepe alte business-uri pentru că vor avea capital, vor investi în altele. Am văzut ceva similar în Estonia, cu Skype. Atunci când s-a vândut Skype, o parte din angajații de acolo au început alte startup-uri, o parte au devenit investitori. Estonia este cea mai dezvoltată țară în zona asta de startups, outside the major hubs, adică în afară de Berlin, Londra, Paris, Copenhaga, este un caz special. Cred că UiPath va avea un impact pe termen mediu și lung cel puțin similar cu ce s-a întâmplat în Estonia cu Skype. Mai vedeți un unicorn răsărind? Sigur. Din România? Sigur. Da, bineînțeles. Avem companii de tehnologie foarte promițătoare, avem antreprenori foarte talentați,
mult mai talentați decât eram noi acum 10 ani. Există mult mai multă experiență și înțelegere în zona asta de construire a produselor de tehnologie. Și da, mă aștept să avem un nou unicorn în România, poate, nu știu, într-un orizont de timp de 5-7 ani, cel mult. Ultima pauză de publicitate, ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors, finalul emisiunii În fața ta, Bogdan Iordache, antreprenor, este invitatul zilei de astăzi. Vorbiți și ne descrieți de o oră o lume care nu are limite în sus. iPad-ul care va genera 100 de milionari români care vor veni cu banii ăștia aici și poate mulți dintre ei vor reinvesti sau vor deschide business-uri și așa mai departe. Dar există totuși o discrepanță majoră între lumea asta și România, la fel de reală și ea. Stat nedigitalizat, formularul online pentru care urci la etajul 2. Cum vă explicați diferența asta? Diferența asta există peste tot în lume și este o provocare mare a viitorului de a reuși să punem împreună aceste lumi. Dacă mergi în San Francisco, dacă mergi în New York, dacă mergi în Londra, diferențele sunt la fel de mari între această viitoare clasă privilegiată de tehnologiști și de creativi și marea masă a societății. Și va fi o provocare semnificativă a societății viitorului de a reuși să punem aceste două clase împreună. Sunt un antreprenor la început de drum, am o idee nebunească, cum știu că este ideea bună? Nu vei ști decât dacă o execuți. E mai degrabă un îndemn. Mulțumim mult pentru discuția de astăzi. Bogdan Iordache, Florin și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Ne revedem!